Lider în sectorul construcției și proiectării de centre zootehnice și instalații de biogaz, Rota Guido, societate italiană cu peste 40 de ani de experiență, a dezvoltat în mod constant tehnologii tot mai rafinate pentru bunăstarea animalelor, având o contribuție esențială la îmbunătățirea performanțelor productive și optimizarea organizării muncii. Am produs și populat până acum în România peste 40 de centre zootehnice din 2007 până în prezent. Tendința pieței este de a crea centre zootehnice tot mai mari, în special vedem că tendința este pe vacă de lapte și instalații de biogaz. Aș putea da câteva exemple de centre zootehnice din România mai semnificative, le consider eu, realizate de noi, și anume începând cu Comcerial Vaslui, centru de peste 400 de vaci de lapte plus tineretul aferent realizat de noi, Alba Lact, în zona Alba Iulia, Vaidei, 1000 de vaci de lapte cu tineret, Mercado cu gir, peste 1800 de tăurași la îngrășat. În partea de sud, la Călăraș, Ilia Agro, peste 480 de vaci de lapte cu tineretul aferent. Avicom Vaslui, o instalație de biogaz pe dejecții avicole cu integrare biomasă de silos de porumb. Agrotrust Teleorman, peste 400 de vaci de lapte cu tineretul aferent. Horticola Sibiu, 500 de vaci de lapte cu tineretul aferent și procesare lapte, cu fabrică de lapte. De asemenea, tendința pieței pe lângă instalațiile de biogaz este și de procesare. Deci fermierii încearcă să facă o mică linie de procesare, dacă nu reușesc să facă 10.000, 15.000, 20.000 de litri, măcar 2.000, 5.000 de litri de procesare și distribuție a produsului în zonă.